UPL vă recomandă Signal și Rancona. Bun, am revenit în direct. Domnul Ilisei, rămăsese să ne spuneți cum funcționează ciupercăria dumneavoastră, pentru că știu că la ultima noastră dezbatere pe subiectul ăsta ne explicați că foarte multă ciupercă vine din Polonia. Practic, Polonia a devenit un fel de China în Europa. Multă marfă, bine, sunt și turcii care îi concurează, dar foarte multă marfă de acolo, din Polonia. Înțeleg că la capitolul procesare stau ceva mai slab polonezii și atunci foarte multă marfă pătrunde la prețuri mici în Europa și în general în țări ca România. Cum merg treburile în condițiile actuale? Importurile din Polonia în special nu s-au oprit și aici nu vorbim doar la ciuperci, ci din Polonia vine masiv carne de pasăre, ouă de consum, la un preț de dumping, aș putea să spun, și când spun de dumping aici vreau să atrag atenția autorităților că există o procedură europeană în care li se permite să aducă prețul la produsele de import la nivelul prețului produselor locale pentru a proteja producătorul local, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în România, dar această posibilitate există. De câte ori le spui, se ascund și spun că sunt în Uniunea Europeană și ei nu pot să facă nimic, ceea ce este față. Eu nu am pornit încă ciupercăria, trebuie să o pornesc pentru că, așa cum v-am spus, e proiect european și nu te lasă să ții cu ea, să stai cu ea oprită că nu faci bani și pierzi. Pe timp de vară costurile la ciupercă sunt mai mari decât iarna, pentru că trebuie folosită energie ca să răcești ciuperca, spațiile de producție, și prețul la ciupercă scade pe timp de vară și acum când încep posturile Crăciunului, postul Paștelui, ciuperca se scumpește și începem și noi să producem. Vreau să spun că faptul că anul trecut noi am avut pierdere și am încheiat cu minus pe bilanț, băncile deja s-au uitat urât la noi. Mai mult de atât, am avut un proiect de investiții pe IMM Invest, proiect garantat de statul român. Nu o să vă vină să credeți că banca mi-a blocat proiectul de investiții și am rămas cu investiția la jumătatea drumului. Iar acum au venit noile, adică au fost reactivate proiectele începute de domnul ministru, când a fost dat atreptul ministru, și aici mă refer la fermele de reproducție și de creștere pentru pasăre și porc, dar la acel moment, acum 2-3 ani, când am depus pe această măsură și s-au anulat toate astea, eu între timp m-am apucat de construcție și să vedeți ce se întâmplă acum. Nu mai poți să te mai înscrii odată ce ai început să faci o construcție. Deci, odată ce ai început să cheltui banii tăi, nu mai poți să mai faci parte din asemenea proiecte. Deci, este de o nebunie totală. Nu-ți vine să crezi când, după ce când este atât de greu, te-ai apucat de construit, ești cu construcția la jumătate, nu mai poți să intri în proiect. Deci, asta ne se întâmplă nouă. Asta ne se întâmplă și nimeni nu te ascultă când vrei să spui că, uite, produci carne și vrei să o produci ieftin, dar nu poți să o produci. Furajele scumpe, curentul, 80% din curent produs în România, cel mai scump din Europa, cum a spus și domnul Adineaur, gazul este scump. Păi ce să mai facem noi în situația asta? Că prețul la raft, la carnea de pui, nu o să crească atât timp cât importurile masive din țări ca Polonia, cum ați menționat, nu se vor opri. Vine carne din Polonia și aici o spun și am spus-o de multe ori, sub etichetă de produs românesc. Nu o să vină să crede și când le spui la autorități, nu au ce face. E Uniunea Europeană, nu avem ce face, deci apare ca și produs românesc, iar consumatorul este derutat. Vrea să mănânce pui de călăraș, dar el nu știe dacă mâine e același produs sau cumva e o etichetă poloneză pe care scrie pui de călăraș. Și mi s-au întâmplat asemenea lucruri în trecut și nu s-a întâmplat nimic. Și vă previn că o să se întâmple și la alte produse, nu doar la pui, ci la brânză și la pește și la ciuperci, adică falsificarea etichetei în țara noastră este o modă de a face bani. Toată dar nu e o contravenție? Eu știam că asta e o contravenție, să lasă și cu dosar penal, adică nu e o modalitate. Bine, mai nou e o modalitate de a face bani, dar în realitate e o contravenție.
O infracțiune așa chiar. Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie, dar până la a constata infracțiunea și contravenția trece mult timp și banii curg acolo unde trebuie să se ducă. Noi încercăm să vindem produse locale, încercăm să le promovăm. Cumpărătorul înțelege că produsul local este diferit de un produs importat. Adică nu poți să compari o roșie românească cu o roșie adusă din Tunisia sau de unde mai aducă ei mai nou acum. Dar cumpărătorul nu știe care e roșie românească, pentru că toate roșiile sunt românești. Toate roșiile sunt... etichetă, sunt toate românești. Toate sunt românești. Cum e pepenele de dăbuleni, toți pepenii care îi vezi pe piață sunt de dăbuleni. Adică nu mai știi care e pepene de Satul Mare sau de, eu știu, de Suceava, tot pepele care se vinde e pepene de dăbuleni. Pentru că ăsta e pepenele care se caută. Și această falsificare a etichetei și încercarea de a falsifica un produs local, asta eu aș considera o, cum să spun, pușcărie imediat să se dea, adică să-ți închidă activitatea și ție și urmașilor tăi care faci așa ceva. Dar, vedeți, dumneavoastră, noi discutăm și discutăm de mult timp despre asta, autoritățile sunt sigur că ne urmăresc și ascultă, dar ce fac pentru asta? Mulți din cei care ar trebui să ia măsuri, una spun pe gură, dar în cap au altceva. Noi suntem în Uniunea Europeană, noi suntem cu capul plecat, nu putem să facem multe lucruri. Uitați-vă ce fac ungurii, cum își apără țara, și cum, adică ei și o apără de invazia asta de produse care le distrug sănătatea cetățenilor. Asta este o, cum să spun, îți protejezi locuitorii din țara asta dându-le o brânză bună, dându-le un pui de calitate, dându-le o legumă de calitate, dar dacă îi lasi să vină toate tâmpeniile astea necontrolate, roșii vopsite ca să aibă culoare, păi astea clar că sunt și aduc atâtea boli, dar sigur că unii vor să vândă medicamente în final și atunci îi lăsăm să facă ce vor. Bun, pentru că tot ați pronunțat numele statului maghiar și apropo de cei de acolo din Ungaria, să știți că eu la sfârșitul lunii august am mers în județul Satu Mare, am fost la domnul Vasile Lucuț, administratorul Unicarm, o afacere românească 100%, o afacere de succes, și printre musafirii pe care i-a avut domnul Lucuț acolo la Unicarm au fost și niște oameni de afaceri din Ungaria. Am profitat de prezența dânșilor și le-am adresat câteva întrebări vis-a-vis de ce au văzut în ferma și în afacerea domnului Lucuț, ce au văzut pe platforma Unicarm, dar și cum îi ajută și cum îi sprijină statul maghiar pe întreprinzătorii de acolo, pe antreprenorii de acolo, pentru că e clar că există un mare decalaj între ceea ce se întâmplă la noi și ceea ce se întâmplă în Ungaria. Haideți să vedem materialul și apoi ne reîntoarcem în direct. Vreau să vorbim cu oaspetele dumneavoastră din Ungaria. Astăzi am petrecut o zi întreagă împreună. Am mers în ferma vegetală, zootehnică, în fabrici și acum la final în magazin. Cum îi se pare activitatea pe care o desfășurați și dacă în Ungaria există astfel de exemple la un nivel atât de mare? Crede că în Ungaria nu există o afacere, o asemenea afacere care să fie de la început și până la capăt cu magazine. Deci unde să fie de toate, de la tort și până la... Az egész, és az jó benne, hogy itt rögtön nyomon követhető minden. Tehát láttuk a gyönyörű gyárakat. Ceea ce este foarte bine, că aici se poate foarte bine urmări trasabilitatea produselor de la... És de la, tehát da, szép, de la. Szép, szép, csak nagyon meg, nekem meglepő volt, megmondom őszintén. Orra volt impressionat de tot ce a văzut. Dacă ar fi să puteți importa ceva cu ghilimele de rigoare din ce ați văzut în afacerea familiei Lucuț, ce ați face imediat la dumneavoastră în fermă și în societate? Nálunk is megvan minden, de itt ami engem meglepett, de există până la urmă toată sortimentația de produse. Ami meglepett, a nyomon követhetőség minden. Da, ce a rămas... Láttuk az elejétől a végéig, és ez szerintem nagyon jó. Pozitiv surprins este această trasabilitate a produselor, de la producție și până la retail, adică toată trasabilitatea. Asta îi place foarte mult încă o dată.
Bun. Domnul Lucuț, astăzi ați împărtășit din munca dumneavoastră de o viață cu noi, cu invitații dumneavoastră, cu telespectatorii Agro TV. Am putut vedea cu ochii noștri că și producătorii români nu sunt cu nimic mai prejos decât alți producători. Nu intru în detalii pentru că am văzut practic de unde începe activitatea și unde se încheie practic aici în magazin. Acel concept de la furcă la furculiță e cel mai bine pus în operă aici la dumneavoastră în societate. Da, domnul Ovidiu, să zicem așa este. Acum lăsăm la atitudinea telespectatorilor dumneavoastră. Eu așa zic că am făcut ceva. Referitor la ce zicea dânsul, sigur că sunt peste tot, dar probabil că trebuie să-l întrebați din zootehnie dacă ceva am eu de făcut sau dacă de acolo poate lua dânsul ceva ăsta. Restul, ăștia suntem, am fost și rămân un om mai modest, ați văzut despre ce e vorba, v-ați dat seama să vede, o să vadă telespectatorii dumneavoastră. Avem și noi în România, am spus că avem, încă mai suntem, pot să spun că e nebun, că ăștia, oamenii normali, nu suntem noi care facem așa ceva, suntem în Hamila, în ziua de azi, la 3200 de angajați și la 6 fabrici, 120 de magazine, ați văzut ce fermă, 3000 de capete, 2000 de tauri și 1000 de vite cu lapte, nu-i simplu. Așa, deci acum, sigur că acum aici se termină tot fluxul. E bine acum, cum vă spuneam, noi vindem 80% în magazinele noastre din tot ce producem. Vă spuneam cum am intrat de acolo tot roată, astea sunt produsele noastre. Și mai sunt și conservele acolo pe coloarul celălalt. Sigur că ne bucurăm, să dea Dumnezeu să fie mulți. Și să poată să facă așa ceva, că totuși dacă vom fi noi cât mai mulți români să putem face așa ceva, atunci spune că e mai bine și pentru buget și pentru consumator și absolut pentru toată lumea. Bun, vreau să închei această emisiune cu o concluzie pe care aș vrea să le transmit tuturor privitorilor noștri. Consumați produse din România, consumați produse românești. Să știți că și vecinii noștri maghiari și alte state au acest slogan în țările lor și e păcat să nu ne mândrim și să nu ne bucurăm de munca acestor oameni, de munca asemenilor noștri, pentru că ele sunt făcute cu materie primă de aici din țară, cu forță de muncă românească și cu foarte mult efort. Mulțumesc încă o dată, felicitări pentru ceea ce faceți și să dea Dumnezeu să avem cât mai multe astfel de exemple la nivel național, pentru că sunt convins că românii au cu ce se mândri, au cu ce merge mai departe și iată că oaspetele dumneavoastră practic confirmă ceea ce am văzut cu toți. Mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc și telespectatorilor dumneavoastră și la tot românul, la toată lumea, zic eu să fim un pic mai optimiști, să fim atenți când alegem, că undeva trebuie să mai miște lucrurile. Acum știți la ce mă refer, pentru că așa văd eu. Bun, am văzut un reportaj de acolo, de la platforma Unicarm. Ați văzut, cei care vin din afară sunt impresionați de ce au reușit să facă unii dintre semenii noștri, să integreze producția. Tot vorbim de exemple din alte și alte state, dar noi am putea să ne inspirăm chiar de aici, din România, pentru că avem astfel de oameni, avem antreprenori de succes, numai că ceea ce se întâmplă în momentul ăsta îi face pe foarte mulți să renunțe sau, dimpotrivă, sunt oameni care ajung la un moment dat să nu mai poată continua activitatea asta independent de voința lor. Și e păcat, pentru că nu numai noi putem să ne inspirăm din alte țări, din alte state, ci și cei de acolo au ce vedea aici, au românii cu ce să se mândrească și ce să arate, dar ideea e să-i ținem pe ai noștri pe linia de plutire, să nu ne fie rușine să fim patrioți, să fim naționaliști, pentru că de multe ori am văzut oameni care au luat în derâdere
chestiunea asta și rău au făcut-o, pentru că toate țările, aș spune eu, serioase, sănătoase, toate națiunile, țin la produsele lor, țin la antreprenorii lor, pentru că lăsând deoparte că cumperi un produs făcut la tine în zonă sau la tine în țară, te ajungi și pe tine în final. Mulți asta nu înțeleg. Dom'le, dacă domnul Bumbu își plătește taxele și impozitele, domnul Ionescu la fel, domnul Ilisei la fel, și eu mă pot bucura de un sistem de sănătate, de învățământ și așa mai departe, mult mai trainic, mult mai performant, pentru că altfel la un moment dat intrăm într-un blocaj. Spunea domnul Ionescu pe bună dreptate că e teamă că ne vom sau vă veți lovi de situația ca românii noiembrie-decembrie să nu mai aibă lichidități, să nu mai aibă bani. Sau s-a inoculat atât de mult ideea asta de nebunie cu facturile și cu ceea ce urmează. E reală, pentru că vedem ce se întâmplă. Adică nu e o poveste care ne-a fost spusă. Dar sunt oameni care dispun de bani, dispun de fonduri, numai că de frică îi țin la saltea, cum se spune. Nu mai investesc. E un blocaj pe piața asta. Greșesc, domnul Ionescu? Nu greșiți. Unde aș vrea să aduc o nuanță, cel puțin în domeniul nostru de activitate în piscicultură, acvacultură, știți că de fiecare dată că m-ați invitat, am spus, mulțumim consumatorului român. Noi vedem de fiecare dată că oamenii când intră într-un magazin sau ne abordează, au o deschidere enormă pentru produsul românesc. Din păcate, și la noi există tot felul de trucuri prin care produse din import sunt procesate nici nu foarte mult între ele și sunt românizate, ca să spunem așa. Noi știm, de exemplu, pe partea de păstrăv, ce conține păstrăv adus din Bulgaria sau din Turcia. Facem analize permanent. Noi în păstrăvările noastre, de exemplu, nu folosim antibiotic. Nu folosim. Unul din membrii noștri, cel mai important de altfel la momentul ăsta ca cifră de afaceri, este pe unul din marile lanțuri de magazine, pe lanțul calității. Și îndeplinește standarde de nivel de Occident, să nu zic exact țara, da? Deci este la cel mai înalt nivel implementat cu personal de acolo. Pentru piscicultură nu există, din păcate, certificare ecologică similară, de exemplu, cum e pentru fructe. Dar acest lanț al calității este o echivalare la unul din cele mai mari supermarketuri. Putem să facem. Lumea plătește și prețul în plus pentru asta, român. Asta e, adică omul vrea calitate, nu vrea să fie mințit. Noi asta o vedem zi de zi. Dar ne confruntăm cu situații în care, din punctul meu de vedere, un pește proaspăt înseamnă câteva zile, să spun așa, și vedem pește adus din Spania, de exemplu, îi se pune în vamă o ștampilă ovală și se dă termen de 10 zile de proaspăt de când a venit în vamă. Acum am înțeles că practica asta a început să se mai diminueze. Dar asta a fost o practică pe mulți ani. Deci vorbim de 10-15 ani în care s-a practicat sportul ăsta. Vă dați seama ce presiune de concurență a fost pe orice producător român. Acum vine toată lumea și zice, domnule, dar de ce nu produci? Păi cum să produci când la noi ciclul de producție este cel puțin 2 ani jumate, 3? Adică noi dacă astăzi avem un cadru clar, abia peste 2-3 ani vom vedea rezultatele. Am avut o lege a acvaculturii muncită cu greu, timp de un an și cu toate, cu patronate, cu asociații, cu parlamentari dedicați pe treaba asta și, din păcate, nu înțeleg exact ce s-a întâmplat, a fost trimisă la Curtea Constituțională pe tot felul de povești că nu respectă una, nu respectă alta, supărare mare că de ce vrem să terminăm privatizarea în sectorul piscicol. Vorbim de câteva zeci de mii de hectare care sunt într-o situație de degringoladă totală, construite pe niște terenuri de bonitate agricolă, nu știu, poate mă exprim greșit, clasă 4 sau 5, deci nu puteau fi introduse în circuit agricol corect. Și acum, mare supărare pe tema asta. Adică, în loc statul să vină să spună, da, bă, băiatule, te-ai apucat de domeniul ăsta, trebuie să produci atâta pan pe hectar ca să-ți dăm licență de acvacultură. Nu ai făcut asta, ți-am retras licența, ai ieșit din contract.
E atât de simplu. În loc statul să vină cu un mecanism de ăsta, începe mare cu niște discuții, cu niște frici, că nu ne vindem țara. Păi, nu ne vindem țara, dar lapte, am înțeles că aducem lapte praf din Polonia și din Ungaria. Nu știu cât, poate, cred că 70% pe care îl știu eu. Nu știu dacă mă înșel sau nu. E chiar foarte greu. Invazia asta de produse din piața intracomunitară, cum e Bulgaria, cum e Polonia, numită piață intracomunitară, care suntem egali, dar când ne uităm pe raft, prețul lor e cu 40% mai jos de noi sau chiar cu 50% și atunci stau și mă gândesc că acel produs, a văzut odată laptele sau a văzut când au trecut doar încărcat pe lângă o turmă de vaci? Vă spun exemplu cu piscicultori din Bulgaria, da? Prieten bun cu noi. Și discuție prietenească, da? Măi, dar voi n-aveți reguli pe povestea asta cu antibiotice? Nu vă verifică? Aoleu, cum să nu ne verifice? Ne verifică. Câte des, mă? Foarte des. Păi și? Păi ne verifică pe ce vindem în Bulgaria. A, pe ce se exportă, nu? Ne-a zis în față. Păi când auzi lucruri de genul ăsta, revenim la ce a zis domnul înainte, nu? Până la urmă, mâncarea și calitatea mâncării este... cum să spun, o calitate proastă a mâncării este cel mai important factor pentru starea de sănătate a populației. Deci în momentul în care noi ne batem joc de mâncare sau mâncare avem pesticide, antibiotice în exces, tot felul de minuni pe acolo sau mințite produsele cu sare în exces sau alți conservanți, pe noi distrugem sănătatea populației. Asta e primul lucru care îl facem. Adică n-ar trebui să vorbim când ne referim la alimente, doar la treaba asta, domnule, să luăm românesc sau să luăm... Toți producătorii din România care fac, din nou, mă repet, proiecte cu fonduri europene, au certificări. Păi, între altele, eu am și o mică livadă de afine, v-am povestit, da? Păi, avem Global Gap, Global Grasp, ce avem noi, merge la export. Suntem și acolo într-o cooperativă de export, care poate să exporte sau vinde aici totul certificat. Deci am învățat să trecem prin absolut, nu mai zic că ecologic, zonă montană, nu știu ce, da? Deci avem certificări pe tot lanțul. Dumnealui la fel, adică avem calitate, gata. Deci nu mai suntem ca acum 10 ani sau 15 ani să nu știm ce e o certificare, ce e un lanț de distribuție sau de colectare pe care să avem toate cerințele foarte clare. Știm lucrurile astea, ne-am dotat, acum trebuie și noi să ajungem cumva la consumator. Din punctul meu de vedere, una din marile probleme este farm to fork-ul, să-l facem bine. Și a doua treabă la care o țin foarte mult și, din nou, cred că ar trebui să punem accent pe asta, e risipa alimentară. Se risipește între 35 și 40% din ce consumăm, din obiceiuri de consum, pe care le avem toți. Ne place când intrăm într-un supermarket, vedem mii de produse acolo, de la 5 dimineața până la 12 noapte. Dar dacă noi ne-am schimbat un pic atitudinea și am făcut-o în pandemie, să ne programăm, să spunem, pentru miercuri, să spun și eu, duminică, unui producător, măi, miercuri aș vrea să primesc niște brânză, asta, așa, așa. Pentru producătorul respectiv, logistic, este o minune. Adică să poți anticipa tu, producător, câteva zile ce ai de livrat, emană cerească, îți fluidizează extraordinar. Spuneați mai devreme de Casa de Comerț Unirea, că vor să investească. Cred că o treabă de genul ăsta, un pic mai inteligentă, adică nu doar să ia iară niște magazine cu chirie și să spunem aici băgăm doar produse românești și cu asta basta. O chestie mai deșteaptă. Bun, hai să discutăm și despre lucrul ăsta, dar o să luăm câteva minute de publicitate și după pauză chiar vreau să văd care este opinia dumneavoastră, pentru că înțeleg că se fac eforturi din toate direcțiile pentru a redeschide Casa Unirea, nu că ea ar fi funcționat până în prezent, decât o scurtă perioadă atunci când era domnul Daia ministru al agriculturii, prin 2018-2019, dacă mi-aduc bine aminte, după plecarea dânsului, a intrat în colaps, nu zic în moarte clinică, sună destul de urât, dar acum se vor băga ceva bani și nu puțini, vreo 100 de milioane de euro pentru a o revitaliza. Vorbim după pauză. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritechno.